Elevii Colegiului Național Mihai Eminescu și-au omagiat patronul spiritual prin recitarea în diverse limbi a celor mai cunoscute poezii ale Luceafărului. Tinerii au dovedit că prețuiesc încă tainicul mesaj eminescian. A fost ca niciodată, din rut de mare împărățești o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Unica e mezzo se parenti bella come nessuna, come la vergine tra i santi, tra le stelle e la luna. Es war einmal wie der Märchen, es war wie nie gewesen, aus kaiserlichem Stamm erlesen, ein wunderschönes Mädchen. Elevilor li s-au alăturat reprezentanții filialei Maramureș a Institutului Cultural Român și reprezentanții ai Cenaclului Scritorilor din județ, cu scopul de a sensibiliza tânăra generație cu privire la universalitatea operei poetului nostru național. Nu se putea nimeri mai bine ca ziua de 15 ianuarie să debuteze atât de frumos în Colegiul Național Mihai Eminescu ca anul acesta. Împreună cu Institutul Cultural Român, cu ajutorul și la inițiativa doamnei Florica But, ziua de astăzi, dedicată patronului nostru spiritual, inegalabilului poet Mihai Eminescu, se desfășoară într-un mod mai deosebit. Mi se pare potrivit ca să încep activitatea în acest an, împreună cu elevii și dascălii Colegiului Mihai Eminescu și să aducem un omagiu tocmai aici, la acest colegiu care poartă numele. Noi muncim de-ntocmai, ne-am alea.